Și câștigă în permanență diavolul teren. Vedem la ratoală ce forme înșelătoare îmbracă diavolul ratoală. Vedem chiar, vezi, fotbaliști, mă rog, cum îi cheamă, patron de echipe de fotbal, construiesc biserici la ratoală. Ai văzut? E credincios. Păi și un om care la fotbal, e credincios, cum? Dar ce dacă e îndriga aia? Dar tu nu vezi apostazia, de unde are el banii? Câți urlă și zbeară și înjură și se bat acolo pe teren, ce nebuneală este, și pe stadioane. Pe banii aia construiește, distruge suflete ca să facă niște ziduri. Asta nu vezi, ești orb? Sau apar tot felul din aceștia care vindecători, radiesteziști, yoghini din aceștia la actuală, fac pelerinaje pe la mănăstiri la actuală. Fac unii care sunt mai, dintre ei mai, care spun că vindecă cu bioenergie, fac și donații serioase la biserică, donații importante. Dar de unde sunt banii aceia? Din comunicarea cu satana. De acolo sunt banii. Deci vedeți? Noi, de ce spun că credința începe să apară ca ceva exterior la ora actuală? Da, pe din afară. Uite, se construie, domnule, catedrale, se face cu tare. Dar pe ce se face? Aia e problema. Pe distrugerea sufletelor. Deci mai important este un zid decât un suflet înaintea lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura, așa ne învață Sfinții Părinți. Trebuie să fim cu mare mare aminte privința aceasta, că așa cum vedem, caută vrăjmașul la ora actuală pe toate căile. Pe toate căile, cum spune Sfântul Apostol Petru, că potrivnicul vostru, diavolul, umblă răgnind ca un leu căutând pe cine să înghită. Căutând pe cine să înghită. Și din păcate, așa cum vedem, ne spunea Mântuitorul Iisus, că un suflet este mai prețios decât lumea întreagă. Și din păcate, așa cum vedem, diavolul știe foarte bine lucrul acesta. De aceea umblă răgnind ca un leu. Din păcate, nu știm noi creștinii cât de prețios sufletul nostru. Noi nu știm, el știe mai bine decât noi, vedeți? Știe mult mai bine decât noi ce preț are sufletul nostru. De aceea se luptă atât de mult ca să poată să-l cucerească, vedeți?